Ceea ce vezi tu nu e adevărat. După ceasurile scumpe și asta, ce mănânc eu nu sunt ciufulețe. În icre de Manciuria pe pat de lui 14. Înțeai? Sărăcio! Când o să ajungem noi să avem ce începe cu P, să termină cu ulă și anume pendulă în sufragerie? Sărăcio! Că am ajuns să mă uit pe telefonul mobil să văd câte ceasul. Nu mi-ai luat și mie un ceas de 200.000 de euro. Că zici că ce? Că să crească copilul! Cer scuze, dar ultima oară ți-am luat un ceas cu cuc în bucătărie și ai stricat cucul. Nu, mie mi-a luat Madalin Ionescu ceas cu cuc. Păi nu ți-a luat după ce ți-am luat. Madalin Ionescu mi-a luat ceas cu cuc. E, apropo de copii. Cuc, copii, alo! Păi, colega, încă nu mi-a sunat ceasul, îmi cer scuze. Deci, Îmi sună mie! Ticataca, ticataca, ticataca biologic. Deci, tu ține minte, când copilul mic îți dă bătăi de cap, că are colici, că ies din zișorii, că whatever, te stresează. Ce da. Când e mai mare, îl bați tu pe el, se știe de frică. Zic. Nu. Cade, se lovește la cap. Aul. Da, toți copiii cad în cap. Zici că stă rachete, au capul grana. Ping, ping, tang, direcționat. După ce împlinește 4 ani, adică exact cât are Noah, fiul lui Cream, cred că e momentul în care copilul face cele mai frumoase și mai năzbâtioase chestii din lume. Mm. O să vedem. Yeah. Pe așa o vreme frumoasă nu aveai cum să stai în casă sau în redacție sau în platou, pentru că e frumos și mai ales când te întâlnești cu Prim și cu băiețelul ei, Noah. Ce faci, maestre? Întâi vorbesc cu el și după aceea vorbim ca între băieți. Cu vedeta vorbiți întâi. Ce faceți, domnul Noah? Ce faci? Aveți de parte de distracție? Da, și eu mă distrez toată ziua. Toată ziua te distrezi? Da. Normal, pentru că câți ani ai tu? 4 ani. Mi-ar plăcea și mie să stau să mă distrez toată ziua. Mă iei cu tine? Îl luăm cu noi să ne distreze cu noi? Astăzi un pic? Atât au și o melodie cântă. Mi se pare cunoscută melodia. Mami, amețesc! Să nu amețiți acolo! Așa, hai sus. Se dă și mami cu tine sau vrei să dai singur? Bine. Hai că vin și eu cu voi. Hai. Chit că la de-astea de obicei nu e tot una. Și acum o lasă cu... Aoleu, aoleu! Eu țin mai tare decât copilul? Mamă! Hai, nu te abține, Sergiu! Mă abțin că nu vreau să mă fac de râs! Ai, ai. Deci trebuie să-i vezi fața lui Noah, să zic de mult îi place! Exact când am vrut să mă uit atunci! Dacă ce sta? Nu, e prima oară. Și m-am dat că m-ai convins. Hai să facem o poză cu fetele, hai! Uite, mami, e deschis acum. Da, mami. A, la mașinuțe acolo vrei tu? Da. Hai că mergem după aia, da? Îți plac mașinuțele? Nu se închide, că deschide special pentru tine. Ia, ține tu microfonul. Hai, astăzi tu ești reporter la Teo, da? Îi cânti un cântecel? Good life, nobody matters like you. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye. Don't you cry. Eu la seară am fost deja cu minte și am mâncat destulă mâncare. Am mâncat banane, am mâncat supă, am mâncat și mâncare cu banane și mănânc și el mănânc, spune la smoothie-ul lui din fiecare dimineață. Doamnelor și domnilor, acum un concurs extraordinar. Unde sunt Noah și cu Claudia? Mă pregătesc și eu repede. Stai! Bună! Mă, dar ce se întâmplă aici? V-a spus pe mine! Accident în lanț! Uite cine a scăpat! Și acum drift! Unde am plecat? În vacanță! Unde ați plecat?
Am plecat în vacanță. În vacanță. Știi că chiar nu am nevoie de sală și de sport, că alerg toată ziua. Observ. După observ. El, dar asta e fericirea maximă. Știi? Mai vrei o tură cu Ciuciu? Da. Okay. Eu va trebui să mă dau jos. Bine, noi rămânem încă o tură. Nu, vrei să stai, vrei să tu stai aici? Cu el te acolo? Aici? Vrei să stai aici? Cu Sergiu sau singur? Cu Sergiu. Cu Sergiu. Bine, ia, apasă pe el. Și te mai ieși ăsta, apasă și pe ăla. La cameră, la cameră. Bravo! Bravo! Colega, aș... În mijlocul... Lasă-mă în pace! Mai în curte puțin, te rog. Unde vreau? Nu, trebuie să stai în curte, ți-am mai spus. Cadrul este ăsta, verdeață, frumos. Păi ce, mă uit la tine în guriță când vorbești. Toată ziua mă pui să fac lucruri și eu mă uit la tine în guriță, fac ca tine. Ei. Exact ca tine fac. Gura mea, gură de aur! Un folclor și un tezaur! Stimați telespectatori, vă invităm să urmăriți un intermezzo muzical asigurat astăzi de interpreta noastră, Crim. Așa se face! Mai ții minte cu the golden stag? Nu? Nu. Mai teatral. Ăsta n-a apucat cerbul de aur. Nu. El am apucat pe doar de lemn. Ursulescu, atât. Domnul Ursulețu. Era pe vremea lui. Hai că era frumos și la cerbul de aur. Da, 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 da. Cum îl chema pe cel care prezenta cerbul de aur? Dar are un băiat acum, de-l chema Elvin. Ce proastă sunt. Ricky Dandel, Ricky Dandel, nemuritorul Ricky Dandel este acest lefrecer de emisiunile noastre. Iubirea lui mama l-am văzut la televizor. Aveam plecat de lângă el și mi s-a făcut, da, pe Ricky. Ricky, iubirea mea. Ia zi. Dar eu ce n-am înțeles, în afară de faptul că te-am pupat cu ruj, este el a fost deja cu minte, deja. Da, tot timpul este deja cu minte. Deja cu minte și am mâncat aseară. Mm-hmm. Și de aseară n-am mai mâncat. De aseară n-am mai mâncat. Și banană și supă. Mm-hmm. Și ceva cu banană. Dar tu ce voiai de la el, de fapt, din moment ce el îți replică? Frate, deja am prestat, adică cam cât? Deja am mâncat în fiecare zi de când m-am născut. Pe bune, trebuie să mănânc și azi. Cam așa e la noi. Nu prea ne place să mâncăm. Adică lui, nu mie, că nu seamănă cu mine din e punctul ăsta de vedere. Da, el a fost alăptat 2 ani de zile și e foarte picky cu mâncarea. Așa că este singura noastră provocare, mâncărica asta. Tatăl meu e medic pediatru de când eram eu copil și îți dai seama că asta s-a întâmplat în pleistocen. Și tata m-a învățat așa, ferește-te de copilul gras, nu de copilul slab. Copilul nu trebuie să fie bine, gras. El e foarte legat așa, păi. E musculos, e înalt, înțelegi? Poartă hăinuțe de 7 ani. Da, 7-8 ani. Acum... El avea 4 ani. Jesus. Da, dar crește de la Dumnezeu. Da, nu, dar și trage ramat cu 60-70 de kilograme, l-am văzut. Adică, frumos. Eu îi pun în smoothie-ul lui de dimineață tot ce îi trebuie, toți nutrienții de care nu îl iau cu detoxul. El își mănâncă smoothie-ul cu sfințenie în fiecare dimineață pentru că îi place gustul de fructe. Se numește smoothie-ul N-am încotro. Exact. Și acolo în smoothie-ul ăla profit de faptul că îi plac fructele și îi pun tot ce e mai sănătos și mai bun și mai hrănitor. Da, tu te-ai detoxifiat. Eu m-am detoxifiat, da. Am vorbit cu un doctor special pentru tine, că știi că te iubesc. L-am sunat pe prietenul meu și mi-a zis, bă, zice, e o prostie asta cu detoxul la modul ăsta, să mănânci doar sucuri și să treacă prin tine așa, pentru că organismul are un sistem propriu prin care își autoreglează nivelul de toxine. Da, îi respect opinia prietenului tău, doctor, însă eu mă simt foarte bine. Este minunat faptul că se poate și la noi în țară, aici la Brașov. Mi-am făcut în Turcia. Nu, la noi în țară, la Brașov, acest detox este
Există o doamnă doctor care are grijă de tine, Alina... care îți face, doamna doctor, da, Alina Spinan, care îți face analizele corporale, analize de sânge, aflăm ce ne trebuie în plus, de ce trebuie să scăpăm și în funcție de analize, doamna doctor îți face un program special de detox potrivit ție. Eu am ținut să țin acest greu. Master Detox. Prima zi mi-a fost greu. Și cât a ținut? 6 zile, dar te poți duce până la 10. Și ai băut doar sucuri de asta? Da, doar sucuri și shake-uri, ți se dau și niște pastile. Hai mă, că-i colega, acum am încercat și noi. Vitamine pe pârtie, vitamine intravenos. Pârtie, strici mai des. Noi am încercat și era cu pârtie. Era cu pârtie. Hai, nu, pentru că ție ți se dă aportul de calorii necesar ție. Nu e vorba de aport, e vorba de export. Da. Există niște tratamente care te ajută să exporti. Da, dar și cât am citit în perioada aia, a fost minunat. Puteam să există citesc. Niște... Boala, dar nu este un subiect sexy, am mai spus, dar atât boala cât și sănătatea pleacă din colon. Și există tot felul de tratamente de curățare, de eliminare, de detoxifiere. Ieșim din această zonă anuală, dacă înțelegeți ce vreau să spun, și să trecem la ceva frumos cu adevărat, și anume cea mai recentă piesa ta. Da, se numește Hit the Dance Floor and I will hit it very soon. Este o piesă foarte tare, de dans. Avem și un clip cu o tipă foarte frumoasă, cu o dansă tare pe role, foarte tare. N-are cum? Unde îl vedem? Îl vedem peste tot, îl vedem și acum, din ce voi cânta piesa. Pe pagina mea, da, de Facebook și de Instagram, Claudia Pavel Oficial și Claudia Pavel pe Facebook. Am blog, claudiapavel.com. Și ultimul, cel mai recent articol a fost despre detoxul pe care l-am făcut la Brașov și acolo deci, găsiți absolut toate. Dacă e cineva care să mai pune întrebări, iată că putem pe claudiapavel.com.